La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 11-12 grade în depresiuni și 24-25 de grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 18-19 grade. Mâine, vremea va fi caniculară și disconfortul termic accentuat în majoritatea zonelor de câmpie și de podiș, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, sud-vestice și locale în restul teritoriului. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări după amiaza la munte, iar seara în vest, unde cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la munte, dar trecător și în zonele mai joase de relief. Temperaturile maxime se vor încadra de la 29-31 de grade pe litoral până în jurul valorii de 38 de grade în Banat și vestul Olteniei. În capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade. La munte, valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă, iar vremea va deveni caldă. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi unele înnorări și cu totul izolat posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, în special pe creste. La mare, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi mai ridicat în orele amiezii, când și indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 21 și 25 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 25 și 27 de grade.